Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Pe 24 noiembrie, când toată țara votează în primul tur de la prezidențiale, bucureștenii vor mai primi un buletin de vot bonus. În capitală va fi un referendum local, a fost aprobat ieri în Consiliul General. E o inițiativă a primarului Nicu Șordan, care vrea să aducă de la sectoare către Primăria Generală mai multă putere și mai mulți bani. El a venit cu două întrebări, iar PSD a mai adăugat una. Primarul general Nicu Șordan a explicat despre ce este vorba în cele trei întrebări. Fiți atenți! Consiliul General a votat declanșarea referendumului local pentru 24 noiembrie. Referendumul va avea cele două întrebări pe care le-am propus. Una privind împărțirea banilor ce se strâng din taxele și impozitele bucureștenilor între Primăria Generală și primăriile de sector, pentru că de ani de zile există o discrepanță între atribuțiile noastre și banii pe care îi primim noi, distribuiți de către guvern din aceste taxe și impozite, și atribuțiile sectoarelor și banii pe care îi primesc dumnealor. A doua întrebare se referă la posibilitatea ca primarul municipiului București să emită autorizațiile de construire pe toată suprafața orașului, așa cum se întâmplă în toate capitalele europene. Traficul din București, care este principala problemă a bucureștenilor, vine și din modul în care s-a dezvoltat urbanistic orașul ăsta, necontrolat. Și atunci, dacă primarul municipiului este responsabil de trafic, e normal ca el să fie responsabil și de modul în care se construiește în oraș, spune Nicu Șordan. Consilierii generali de la PSD au propus o a treia întrebare, care a fost votată de celelalte partide, legată de înființarea de către Primăria Capitalei a unei structuri care să se ocupe de problema drogurilor în municipiul București. Iar noi vrem să discutăm, prieteni, în dimineața asta despre sectoarele din capitală, deși Nicu Șordan a spus recent că nu va pune deocamdată în discuție desființarea lor acum, ci mai degrabă peste 4 ani. Voi credeți că ar mai trebui menținute sectoarele? Ar fi mai bine ca Bucureștiul să aibă o singură primărie în loc de 7? De ce da? De ce nu? 0372069599 sau mesaje, fie ele audio, 0728 3D1 3D2. Așadar, o temă în special pentru bucureșteni, dar sunteți liberi cu toții să comentați dacă vi se pare oportun ca la noi în țară capitala să aibă 7 primari în total, că sunt 6 de sector plus primarul general, ca să nu mai vorbim că mai sunt și localitățile limitrofe care practic sunt integrate în zona metropolitană a Bucureștiului, care au și ele primarii lor, ceea ce duce la o dezvoltare inegală a Bucureștiului, la fel de fel de situații, începând de la locurile de parcare până la parcuri și, nu în ultimul rând, ba chiar dimpotrivă, la ce se construiește în fiecare sector în parte, unde fiecare primar dă autorizații după propriul său plan. Dacă acest referendum va trece, dacă bucureștenii vor vota preponderent da, asta nu înseamnă că se vor și întâmpla lucrurile astea. Mă refer la cele două întrebări lansate de Nicu Șordan privind banii care se împart cu primăriile de sector și la felul în care vor fi date autorizațiile de construire de acum înainte. Dacă va trece referendumul, mingea va ajunge în Parlament, care va trebui să decidă dacă va schimba sau nu legislația, și după cum știm, ultimul referendum important al acestei națiuni privind numărul de parlamentari a rămas ca în gară. Așadar, 0372069599, menținem sectoarele, ar fi mai bine ca Bucureștiul să aibă o singură primărie sau să rămână așa cum e, cu fiecare sector cu primăria lui? Care este opinia voastră? De ce da? De ce nu? Deocamdată domină mesajele care susțin menținerea actualei structuri și iată câteva dintre argumente. Dan spune că ar trebui menținute primăriile de sector, altfel un posibil nebun, dictator, un om rău intenționat sau un leneș ar urma să gestioneze toți banii. Anca este arhitect și a scris așa: bună dimineața! Pentru a-ți elibera un certificat de urbanism, primăria are un termen legal de 30 de zile. Primăria Capitalei îl eliberează acum în 5 luni. Autorizațiile durează și mai mult.
cam cât va dura când va prelua primăria toate lucrările din București, având în vedere că acum se ocupă doar de zonele protejate. Ce se va întâmpla când domnul Nicușor nu va mai fi primar? Un singur om are toată puterea pentru a emite autorizații în capitală? N-ar fi în ordine, spune Anca. Domnul Nicușor Dan, înțeleg că a precizat că ar urma să preia toți arhitecții și tot urbanismul de la sectoare, adică n-ar fi doar el și primăria centrală cei care să acorde autorizații de construire. Haideți să vedem ce părere are Claudia. Bună dimineața, Claudia! Bună dimineața! Părerea mea este că domnul primar, Nicușor Dan, ar trebui să își vadă de treaba dânsului și să ne lase. Păi treaba dânsului e să gestioneze orașul. Nu. Dânsul nu este în stare să gestioneze primăria. Apoi orașul este mult prea mult pentru dânsul. Argumentează. Se vede cum a gestionat. E un dezastru și o mizerie tot Bucureștiul. Nu e chiar așa, să știi că aseară mi-a dat drumul la apă caldă. La încălzire mă refer. Da, mă bucur, mă bucur. Dezmorții calorifere. Eu sunt mai privilegiată, stau la casă. Ai avut probleme cu autorizație, te simt. Groaznice. Deci dacă trimiți să toaletezi ceva, toaletează, dar peste 3 ani. Păi și asta țin de primăria capitalei cu toaletatul? Bineînțeles că țin de primăria capitalei. Trimiți la ADP-ul de sector, ADP-ul de sector nu are voie să toaleteze fără aprobarea primăriei capitalei. Mm-hmm. Da? Ok, deci, o iau cu titlul de inventar că nu cunosc legislația, merg pe încredere. Ei sunt legați de mâini, cei de la ADP-ul de sector. Mm-hmm. Nu există posibilitatea de a... Ok, Claudia, mulțumim pentru argumentul tău. Trecem la Mihaela, avem foarte multe telefoane, e mare interes în dimineața asta. Bună dimineața, Mihaela! Bună dimineața! La fel cum a spus și doamna Anca, sunt de acord total cu dumneavoastră. Doamna Anca, doamna arhitect, care a spus că sunt probleme cu durata acordării autorizației. Încredere în domnul Nicușor Dan am, dar după dumnealui o veni iar o gabrielită ceva. Da. Din păcate, cum a spus și doamna, ce face? Un singur nebun gestionează tot orașul? De fapt, nu, doamna, celălalt ne face. Păi da, bine, nebun sau sănătos, primarul are un consiliu care filtrează, practic, deciziile lui. Adică faptul că sunt 6 primari în 6 sectoare diferite ale ce compun același oraș, și într-o zonă se decide că e parcarea 5 lei, în alta e 2 lei, într-una are o culoare, în aia altă culoare. Că uite, ne scrie Adrian, de exemplu, care susține desfințarea celor 6 sectoare, iar principalul lui motiv e asta, cu unificarea regulilor privind parcarea în oraș. Acum e haos. Asta ar trebui să fie o lege pentru toată lumea, nu pentru fiecare sector. Absolut. Păi despre asta e vorba. Despre Păi da, dar să fie o lege. O lege pe care să o respecte toți primarii. Nu un primar face ceva, Băluță face o parcare de 128.000 de euro. Mihaela, deci tu ești pentru menținerea primăriilor de sector, dar să aibă o regulă generală după care să se ghideze toate. Exact. Mulțumesc frumos. Cătălin, bună dimineața! Bună dimineața! În principiu sunt de acord cu emiterea autorizațiilor de construire de către primăria generală, dacă ele sunt emise într-un timp rezonabil. În ceea ce privește bugetul, nu sunt de acord ca primăria generală să decidă cât buget alocă pentru fiecare sector, pentru că ar putea exista abuzuri. De exemplu, dacă un primar nu se înțelege cu un alt primar de sector, atunci cu siguranță nu-i va aloca bani. Corect. Iar în ceea ce privește al treia întrebare, pare mai degrabă o temă politică, aceea cu drogurile, pentru că nu am văzut nimic dezbătut sau un plan pentru... Aia de-abia a fost lansată tema. Tema nu e rea. Sigur că e probabil lansată politică, e lansată acum în campanie și dă bine că e preocuparea asta, mai ales că au tot fost reportaje și la ProTV și la noi s-a vorbit ieri, a fost la Cătălin Striblea o ediție... pe tema asta tot în colaborare cu cei de la ProTV. Așa că e o temă foarte actuală, o temă foarte importantă pentru societate, din nefericirea asta cu drogurile, și dă bine, dar până la urmă, nu contează mijloacele, contează până la urmă
că se discută și despre asta. Mulțumim frumos, Cătălin. Trecem la Robert. Bună dimineața! Robert, salut! Bună dimineața! Deci eu sunt urbanist. Ești urbanist? Deci eu sunt urbanist cu vreo 3 diplome emise de instituții diferite. Ok, felicitări! Nicăieri pe planetă, în aceeași unitate urbană, nu există 7 factori de decizie. Probabil, da. Și deci tu ești pentru... Ce să mai spunem? Deci la ora actuală durează partea cu autorizațiile. Pentru că nu există fug. Ce nu există? Suntem singurul mare oraș fără un plan urban general. Aha. Bun, și asta înseamnă că ești pentru trecerea... Când iese pugul, va ieși în 20 de zile o autorizație oriunde. Ok. Robert, rezumă că te auzim destul de prost. Ești pentru a se trece la... Deci, da, este musai să avem un singur... Conducere primar, centralizată. Este musai să avem o organizare centrală, uh-huh. Iar partea cu drobul de sare, că vine un nebun... Da. E un punct de vedere corect la rândul lui. Ciprian, salut, mulțumesc, Robert. Ciprian, repede, mai avem 30 de secunde. Salutare. Sunt două chestiuni aici. Una politică. Nicușor Danu joacă politică și pregătește candidatura pentru prezidențiale 2029 și pentru asta se folosește de emoție, ca și toți politicienii adevărați. Eu vin din Ilfov, sunt 40 de primării aici. Da. Unii primari au 8 mandate. Eu stau în Otopeni, nu avem școală, nu avem canal, școala... Ora de școală de se face metrou. 35 de minute. Se da. Face, dar acum sunt în haos. Da, se face, nu-i problemă. Sunt pentru desființare, 40 de primării, 47 de primării, trebuie o regiune, București-Ilfov. Corect. Da, dacă Nicușor Dan are sânge în instalație să facă asta, să o facă. O joacă politică, așa cum am zis, dar lucrurile trebuie privite spre viitor. Lucrurile trebuie să fie mai simple. Mulțumim mult de tot, Ciprian, nu mai avem timp. Oricum, dacă trece referendumul lansat de Nicușor Dan, trebuie apoi să fie legiferat în Parlament, așa că mai e mult până departe. Vă mulțumesc mult pentru colaborare. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.